Dragilor, bine ați revenit de la Cristic. În această seară o să vorbim despre o mărturie a unui om care a trecut prin mai multe situații dificile cu familia și o să aflați cum Dumnezeu a lucrat și dacă Dumnezeu a lucrat până la capăt și ne am alături pe pastorul Siviu Mut. Mă bucur că sunteți alături de noi. Trecem prin încercare de foarte multe ori și ne-ați povestit am vorbit mai devreme și ne-ați povestit puțin despre uh, cum Dumnezeu a lucrat în familia dumneavoastră și aș vrea să, să înțeleagă și ceilalți cum Dumnezeu lucrează și, pentru început, aș vrea să vă rog să le spuneți și celor de acasă uh, mărturia voastră a familiei. M-am căsătorit în anul 2010 împreună cu Ioana, soția mea, și uh, un an de zile după ce ne-am căsătorit, fiind prinși în școală, am convenit să mai așteptăm puțin până să primim binecuvântarea care se numește copii din partea Domnului în familia noastră. Dar pentru că Dumnezeu are simțul umorului, o dus un pic mai încolo limita asta de timp, de la un an la vreo doi ani și ceva. Și am primit vestea cu bucurie, am așteptat, am așteptat binecuvântarea asta în familie. S-a născut Filip pe 25 octombrie 2013. Însă a fost o naștere prematură, la 7 luni, însoțită de foarte multe probleme, spitalizare, câteva săptămâni. Bun, a trecut. A urmat a doua, a doua naștere a soției, în 24 iulie 2015 al doilea copilaș pe care îl cheamă Aris și aici lucrurile s-au complicat mai mult puțin decât în cazul primei nașteri. De ce? A fost la fel o naștere prematură, dar uh, scor abgar foarte mic și primul și al doilea și a treia evaluare. Nu explicăm acum ce înseamnă pentru că cele care au trecut printr-o naștere cu siguranță că știu la ce, la ce mă refer. Însă la primele zile după naștere, fiind o naștere prematură, au apărut și primele complicații. Hemoragie cerebrală, pneumonie de aspirație. Starea lui de sănătate s-a degradat din ce în ce mai mult au fost așezate tot felul de diagnostice medicale din partea doctorilor. După primele trei săptămâni de spitalizare în Zalău, soția a trebuit să meargă la Cluj, a mers și eu împreună cu ea, dar sigur fără posibilitatea de a sta împreună și ea doar o perioadă a fost în spital, pe urmă doar copilul a fost acolo pe secția de terapie intensivă. Și chiar dacă a fost o, o încercare care s-a întins pe câteva săptămâni, câteva luni, ea într-o anumită formă există și astăzi, dar doar într-o anumită formă, Dumnezeu a fost cu noi. Ceea ce vreau să subliniez neapărat pentru cei care audă emisiunea asta e, e curajul pe care îl am și eu și soția mea de a spune că în acele momente ne-a fost teamă. Credincioși fiind și copiii lui Dumnezeu credem că noi nu avem voie niciodată să ne fie teamă, credem că întotdeauna viitorul și prezentul trebuie abordat cu uh, curaj și întotdeauna cu entuziasm, nu întotdeauna se întâmplă așa. Bun, au trecut săptămânile de spitalizare, am văzut cum Dumnezeu a fost alături de noi, am văzut cum fiecare diagnostic... Uh, nu mai rămânea în picioare, medicii veneau și ziceau, uite, nu mai e suspect, nu mai e suspect, starea lui de sănătate s-a îmbunătățită pe măsură ce trecea timpul. Sigur că a rămas hemoragie cerebrală. Doctorii ne-au zis, nu o să meargă, o să creșteți o legumă, va fi pe uh, pat toată viața voastră și ne-am rugat. Că ce să facem atunci? Ne-am rugat noi, am solicitat biserica să se roage, familia, prietenii, păstorul bisericii, fratele Valer, ne-au fost atunci un ajutor extraordinar de nelipsit în încercarea prin care am trecut și Dumnezeu ne-a răspuns, ne răspuns la, la rugăciuni. Îl binecuvintez pe Dumnezeu pentru asta. Acum, încă, încă o idee care trebuie să, să o precizez neapărat, pentru că știu că acum ne ascultă poate și părinți care... Au experimentat o situație pe undeva similară, și totuși nu se pot bucura de un astfel de demers, de o astfel de intervenție dumnezească. Tot ceea ce pot să știu e că noi, deși ne-am rugat și sunt sigur că și cei care ne ascultă, se roagă. Nu știu dacă neapărat, deși rugăciunile noastre au fost bune, nu știu dacă neapărat rugăciunile în sine au făcut diferența ci Dumnezeu și știu că în suveranitatea lui Dumnezeu se ascunde răspunsul pentru fiecare de ce al vieții pe care noi îl avem. Astăzi, Piciu, cum îmi place mie să-i zic, Aris, Aris îi bine, Dumnezeu a lucrat, spuneam că a, a fost și o, un diagnostic de surditate acută pus de două ori, el nu mai există în prezent, în regulă, e sănătos, cu toate acestea, Dumnezeu, care e suveran și atotputernic, care putea să intervine până în cele mai mici detalii și până în capăt, Dumnezeu nu a făcut asta. Nu știm de ce. Când zic nu a făcut asta, mă refer la faptul că el astăzi ia un tratament cu hormon de creștere, să devină un bărbățel destoinic și voinic în anii care stau înainte și asta trebuie să o ducem până la o vârstă destul de înaintată, sensul ceea ce mă refer, 18-19 ani, Dumnezeu știe, dar acum e bine, e în regulă. Timpul a trecut, au fost atunci tot felul de frământări, tot felul de dureri, lacrimi, rugăciuni, cu răspuns, fără răspuns. Astăzi ne bucurăm unii de ceilalți de familie și dăm slavă lui Dumnezeu. Știu că noi în teologia și în biserica pe care o frecventăm facem diferența între încercare și între pediapsă. și noi atunci am avut, am avut liniștea și convingerea că e vorba de o încercare din viața noastră. De ce pot să spun cu certitudine că a fost vorba de o încercare în viața noastră? Din cauza relației pe care am avut-o cu Dumnezeu. Știam că cele întâmplate nu, nu sunt o pedeapsă din partea lui Dumnezeu a unui fel de viață pe care l-am dus, ci știam că reprezintă o încercare și trebuie neapărat să precizez și aspectul acesta, felul în care uh, s-a atins Dumnezeu și noi ne am apropiat de Dumnezeu atunci, uh, nu poate fi pus la îndoială și nu poate concura cu absolut nimic din ceea ce ni s-a întâmplat de atunci și până în prezent. Au fost momentele în care l-am simțit pe Dumnezeu cel mai aproape și tot ceea ce ni se întâmplă astăzi în viață, raportăm la ceea ce ni s-a întâmplat atunci. Acolo a fost înălțimea la care l-am cunoscut pe Dumnezeu și tot ceea ce ni se întâmplă astăzi în viață raportăm la ceea ce am trăit și am experimentat atunci. Și găsim în Biblie un caz în care ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus dacă un copil pe care îl văd ei bolnav este bolnav pentru că părinții au păcătuit sau el a păcătuit și atunci Iisus spune este așa pentru că trebuie să se vadă slava lui Dumnezeu vedeți slava lui Dumnezeu prin încercarea prin care a trecut? Am văzut Slava lui Dumnezeu, sigur, sigur. De asta spuneam că am convingerea că a fost o încercare. Am văzut Slava lui Dumnezeu prin felul în care a fost alături de noi la fiecare pas, prin felul în care a, a organizat circumstanțele și lucrurile când a trebuit să ne ducem într-o parte sau într-altă la un tratament, un medic în zone de genul ăsta și da, da, am văzut slava lui Dumnezeu. Chiar dacă a fost greu, chiar dacă ne-a fost teamă, nu ne-am simțit niciodată părăsiți de Dumnezeu, niciodată. Am văzut slava lui Dumnezeu mai ales prin intermediul bisericii care ne-a fost alături, prin tot felul de rugăciuni, susținere, un telefon care a venit într-un moment în care eram cuprinși de tot felul de îndoieli, panică și altele. Da, am văzut slava lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu a strălucit și Slava lui Dumnezeu continuă și astăzi să strălucească. Iată și prin prisma unor astfel de momente în care putem să spunem cum a lucrat Dumnezeu și cum s-a atins Dumnezeu de noi și, și de familia noastră. Îi mulțumim. Știm că nu suntem cu nimic mai special decât cei care ne ascultă. Repet, Dumnezeu e suveran și El știe de ce a ales să hotărască așa în dreptul nostru. Îl binecuvântăm, îi dăm slavă și încercăm să fim sensibili în relație cu nevoile celor din jurul nostru care au un parcurs asemănător, dar nu se pot bucura de, de aceeași zbăvire din partea lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu ceea ce începe duce bun sfârșit și chiar dacă nu este vindecare completă, credem că Dumnezeu își duce la capăt lucrarea și atunci când vedem doar jumătăți de măsură, de fapt Dumnezeu are un plan prin care își proslăvește El numele. De ce credeți că Dumnezeu lasă astfel de încercări în viețile credincioșilor? Încercările care vin peste noi, acum păstrăm distinția între încercare și pedeapsă, da. încercările care vin peste noi, în primul și în primul rând, au rolul de a ne ține alături de Dumnezeu. Încercarea te pune pe genunchi, încercarea te, te pune într-o căutare a Domnului. Poate că în momente în care totul e bine și frumos, trăim viața numai în culori deschise, nu se întâmplă asta pe noi atunci încercarea ne-o ne pus pe genunchi. Am încercat să nu ducem poverile astea de unii singuri, ci să le lăsăm realmente cum, cum ne îndeamnă și Scriptura la crucea Domnului în rugăciune, în tot felul de părtășii pe care le-am avut și eu cu Dumnezeu și eu împreună cu soția și cu Dumnezeu și mai apoi și biserica care a participat la ducerea acestei poveri și au fost momente de de reală binecuvântare pentru noi. Așadar, Dumnezeu, chiar dacă ne trece prin încercare, e alături de noi, vrea să ne învețe lecții prin încercările prin care trecem. De ce credeți că Dumnezeu nu ne învață altfel să ne apropiem de El sau să rămânem lângă El sau, cum a spus, să ne punem pe genunchi înaintea Lui? Pentru că, oameni fiind, la suferință suntem cei mai sensibili. Bine zicea Sies Luis când zicea că prin suferință Dumnezeu trezește o lume surdă și uneori prin suferință Dumnezeu ne trezește și pe noi creștinii. E una dintre metodele care funcționează cel mai bine. Sigur că ar fi frumos, cum zice și Scriptura, cum zice Psalmistul, să găsim un echilibru, să nu fie nici suferință, dar nici belșug, să nu fie nici cea mai neagră zi a vieții noastre, dar să nu fie numai bucurie și veselie, da? să găsim un echilibru. Dar tocmai pentru că nu avem capacitatea și maturitatea găsirii unui astfel de echilibru, în momentul în care ajungem într-o anumită extremitate a vieții noastre, Dumnezeu intervine în, în felul ăsta. De exemplu, cum e situație? situația asta pe care o traversăm acum, plină pandemie, am întâlnit o grămadă de oameni care au venit și au spus același lucruri. În pandemie Dumnezeu mi-a vorbit, în pandemie m-am apropiat de Dumnezeu în mijlocul suferinței, în mijlocul unor împrejurări care m-au ținut departe de, de părtășile la Casa Domnului, de slujbele cu care am fost obișnuit atâta vreme, unii dintre ei chiar internați fiind în spital în condiții dintre cele mai grele, au zis, acolo m-am întâlnit cu Dumnezeu. Da, ar trebui să ne încurajeze pe noi știind că și în suferință Dumnezeu își dă întâlnire cu omul. Și în suferință trebuie să recunoaștem: avem timp liber, suntem disponibili, avem urechea deschisă la ceea ce zice Dumnezeu și e un punct de intersecție între sublim, aici referindu-mă la Dumnezeu, și ceea ce suntem noi, căutători, oameni simpli, angajați în, în multe aici, pe pământ. Spune o cântare că. Așa vorbește Dumnezeu și în furtună și în soare și în clipele în care ne bucurăm, în clipe în care ne simțim plini de pace și de entuziasm, dar și în clipe furtunoase, cum a fost o situație prin care a trecut cu familia. Mulțumesc că ne-ați împărtășit experiența prin care a trecut și că v ați deschis sufletul să ne dați și câteva sfaturi în ce privește poziția noastră pe care trebuie să o avem în încercare, și atunci când ne dăm seama că e vorba de pedeapsă, și chiar și atunci când Dumnezeu tace. Și vă vă mulțumesc că ați rămas până la final și ne că informațiile pe care le-ați auzit astăzi sunt prețioase și pentru voi și până data viitoare nu uitați că Dumnezeu rămâne același și atunci când tace, și atunci când trecem prin încercări sau chiar și atunci când ne pedepsește.